Bună ziua tuturor, sunt Arotela, cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Leu. Pentru aprilie, etalarea 2020. După cum vedeți, ați primit niște mesaje foarte frumoase de la îngeri. Cu ce să încep? Evident, cu cea mai frumoasă carte. Dar ce superbă carte! Ia ziceți voi. Da, evident că orice leu când va auzi așa ceva, teoretic ar trebui să se simtă bine, dar se pare că totuși unii or să zică, or să reacționeze un pic altfel. Ce ați primit? Te iubesc. Cineva? Vom vedea și cărțile. Ce vor să mai spună în această poveste? Sau poate un mesaj separat? Vedem. Teoretic ar trebui să se lege. Cineva pe bune. Pe bune, dragii mei, vă iubește. Dar rău de tot, dacă este pregătit, pregătită să vă spună că vă iubește. Înseamnă că simte foarte profund pentru voi. Nu spui oricui te iubesc. Nu spui oricui. Ei, cineva își dorește foarte mult să vă transmită, să-și exprime sentimentele prin această declarație. Ce va mai adăuga la declarație? Flori, bomboane, eu știu ce. Rămâne de văzut. Zic și eu, evident, mai înfloresc, poate nu înfloresc, poate chiar pe bune așa se va întâmpla. Poate veți primi și orice altceva în plus. Eu știu, vreo invitație, cine știe unde, vreun cadou. Iar rămâne de văzut. Dar ce este cel mai important este că se vor spune într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu, aceste cuvinte. Cu fi luna asta, cu fi luna următoare, sau că deja s-a spus într-o formă sau alta, iar variază de la situație la situație, dar cineva pe bune vă iubește rău de tot. Am senzația că mesajele au venit împreună, cele două cărți au venit împreună. Ori aveți ceva legat de semnul peștilor, asta e o carte foarte apoasă, să zic, simbolizează casa a 12-a peștilor, un somn, o încetinire și e normal cu carantina și izolarea prin care majoritatea trecem, dar nu știu dacă, nu știu. Ba știu! Posibil să aibă legătură și cu situația în care suntem, pentru că orice dragoste acum, sau nu doar dragoste, și proiect la job, nimic nu se poate manifesta așa cum de obicei manifestam în momentele când nu eram în carantină, evident. Și atunci toate lucrurile încetinesc, slow down. Punem pauză și așteptăm să treacă situația respectivă. Ori posibil, persoana care vă va face această declarație a ținut ascuns. Și spun asta pentru că am rep și repet, cartea reprezintă casa 12 a peștilor. Are numărul 9. Că 9 vă spune ceva, că 20, iar variază de la personaj la personaj. Ideea este că 9 este un număr spiritual. Eu cred că simbolizează o călătorie spirituală între voi doi. E, da, am băgat-o și eu pe asta cu călătoria spirituală, tocmai când vorbeam despre dragoste. Păi nu, dragostea între două persoane, de fapt, este o călătorie spirituală. Nu e doar fizică, nu e doar senzuală, ci și spirituală, și mai ales între voi doi, mai ales în această poveste. Că doar a apărut și cartea. Posibil sunteți flăcări gemene cu aceste două lumânări. Cineva recunoaște. Acum, dacă recunoaște și a doua persoană, ar fi minunat și s-ar lega povestea. Vedem. În continuare, posibil cine vine să vă transmită să vă facă această declarație, wow, pe care orice leu ar trebui să o primească măcar o dată pe săptămână. Glumesc, evident. Am și eu ascendentul leu, da, evident. Cui nu-i place să audă așa ceva? Evident că de la persoana pe care o iubim, nu de la oricine. Cum spuneam, nu știu dacă am spus, dacă am uitat, că mă iau cu una, cu alta. Cred că persoana a ținut ascuns aceste sentimente pe care le-a avut față de voi. A visat foarte mult la voi și poate a avut niște vise revelatorii.
Și uite, așa a ajuns la concluzia că, într-adevăr, dragostea este peste tot în jurul vostru. Și voi trebuie să știți asta. Posibil nici nu vă așteptați. Interesant. Posibil nici nu vă așteptați să primiți această declarație de la acest personaj, bărbat sau femeie. Este în jurul vostru. Posibil nici nu știți, am zis că este secret. Este un mister. Poate este de la un drum, că e nou, am zis, casa nouă a spiritualității a săgetătorului. Sau este în preajmă, dar foarte bine ascunsă, casa 12. Iar cu acest slow down, încetinește, calmează-te. Cred că unul dintre voi, depinde, posibil că cel care primește această declarație, nu cel care o face, cel care primește, va fi oarecum șocat, uimit, trăznit de exprimarea acestor emoții profunde și va trebui să-l calmeze sau să o calmeze pe... Sper să nu pici. Nu pica, nu pica. Va trebui să o calmeze pe, sau să-l calmeze pe posesorul acestor sentimente. L-am salvat. Noroc cu brâncuș. E aici un album cu brâncuș. Deci, în continuare am spus că dragostea este peste tot în jurul vostru, depinde de voi să o vedeți. Poate la un moment dat v-ați pierdut încrederea în dragoste și vine de unde, nici nu vă așteptați. Trebuie doar să vă schimbați un pic perspectiva, să vă învârtiți. Ideea este că, într-adevăr, în această poveste, cel puțin o persoană are nevoie de atingere fizică. S-ar putea să vă placă și vouă, dacă se va întâmpla, în cazul în care nu s-a întâmplat. 47, să spună ceva, eu știu, pentru unii. Și uite ce frumos, da, posibil că domnul, în majoritatea cazurilor, dar poate să fie și invers, dar eu am senzația că majoritatea doamnelor vor primi această, sau măcar un număr, hai să nu exagerez, un număr dintre doamnele născute în semnul leului sau cu planete sau cu ascendent sau cu nodul nord, vor primi această declarație. Nu e așa că se leagă? Păi, nu îngenunchezi doar așa ca să săruți mâna, poți să o săruți și normal. Îngenunchezi în general când faci o asemenea declarație. Te îngenunchează, de fapt, exprimarea în sine a emoțiilor pe care le avem la un moment dat. Ne îngenunchează dragostea, ne îngenunchează orgoliile și am senzația că persoana totuși este foarte orgolioasă, dar simte această nevoie de a-și exprima dragostea după ce a ținut-o ascuns. Simte nevoia. Posibil, iar altă carte care evidențiază un soi de autosabotaj. S-au purtat niște măști în această relație. Evident, cineva n-a vrut. Ar fi vrut să ofere această, n-a vrut să exprime dragostea. Ar fi vrut să exprime, da, să ofere iar bărbatul, să ofere un trandafir, să-și exprime dragostea, dar a ținut secret. Și ce e interesant la masca aceasta? Își ascunde ochii și ochii știm că este poarta către suflet. Posibil a preferat să se exprime mai mult sexual, că de fapt asta e ideea, și mai puțin sentimental. Și acum, a fost îngenunchiat de aceste sentimente atât de puternice și simte nevoia să se exprime. Și în momentul în care se și exprimă, în momentul în care vă și împăcați sau vă atingeți într-un fel foarte tandru, da? Tandru, nu sexual, tandru. Miracole și binecuvântări se manifestă. În primul rând, în primul și începe să aveți credință în această poveste. O altfel de credință. Pentru că și credința, ca orice lucru în viață, orice idee, are mai multe niveluri de manifestare, da? Da, foarte interesant. Foarte interesant. Deci a fost o perioadă în care v-ați mințit unul pe celălalt. Sau poate, pur și simplu, nici n-ați știut. Interesant. Ia uite. Cum a fost înainte, before,
And after, și cum ar trebui să fie? Acum sau în viitorul apropiat? După această recunoaștere a sentimentelor, a profunzimii pe care uneori o descoperim în noi, profunzime sentimentală, da? Și ne uimește. În continuare, ce aveți? Care legătură cu această poveste sau cu viața voastră generală? Iar puteți să creați voi legătura. Că această declarație vă vindecă și pe unul și pe celălalt, sunt convinsă de asta. Sunt convinsă. Pentru că orice secret, da? Sau mai bine zis, orice minciună, ia. Unde era? Da? Orice minciună ne trimite într-o vibrație negativă. Deci, dacă ceva se va spune și se va exprima adevărul sentimentelor, evident că va fi vindecare. În primul rând, la nivel energetic. Și nu doar, pentru că apar și miracole și binecuvântări după atingere fizică, zic eu că. De fapt, asta reprezintă miracole și binecuvântările. Faptul că vă vindecați energetic în această exprimare, și verbală și fizică, în această situație, relație. În continuare, ce văd aici? Justiția. Poate cineva are planete în balanță. Cineva, planete, nu neapărat soare, da? În balanță. Trecând peste detaliul acesta, posibil. Trebuie unul dintre voi, de obicei, teoretic, așa ar fi frumos, bărbatul ar trebui să preia conducerea în această situație. Ca să se ajungă la această vindecare, echilibru în relație. În continuare, să zicem că am terminat cu acest mesaj, ce superb e, și ne concentrăm mai mult pe vindecarea energetică. La capătul setului de cărți aveți, ia să dau și lumânarea la o parte, aveți ecologistul. Dragii mei, să nu credeți că vine virusul în parc. Asta e o prostie. Dacă aveți grădină, dacă sunteți undeva mai aproape de o pădure, de un spațiu verde, duceți-vă și vindecați-vă, faceți acolo meditație, conectați-vă la pământ, la Gaia, la ce vreți voi, la îngerii voștri. În plus, dacă simțiți că v-ați încărcat de energie pozitivă, oferiți și celorlalți. Că sunteți voi cei care primiți declarația că a venit în etalarea voastră, că este altcineva care s-a vindecat de niște traume ale trecutului care îi țineau într-o formă în care le era greu să se exprime și, vindecându-se, capătă acest curaj să declare, iar variază. Ideea este că este nevoie de această vindecare energetică. Se poate face vindecarea și prin natură. Iarbă lavandă, lavanda reprezintă iarbă, mov, lila. Cele două sugerează deschiderea. Ia uite și justiția. Ah, ce frumos, ce frumos. Trei cărți. Ah, ce-mi place culoarea asta. Trei cărți care sugerează conexiunea cu divinitatea, cu latura noastră spirituală. Nici o dragoste profundă și iar văd o inimă deschisă, da? Parcă și seamănă într-un fel, o inimă deschisă către lumină, către dragoste și în momentul în care ne deschidem, manifestăm justiție divină, justiție în relația noastră, echilibru. De fapt, ce înseamnă justiție? Echilibru printre altele și dreptate. Că de fapt, dreptate față de tine însuți. Este dreptul tău să exprimi ceea ce simți, ce gândești și da, nimeni nu-ți poate lua acest drept. Și dacă la un moment dat au fost niște secrete, teoretic ar trebui să fie aduse la lumină, da? Prin dragoste. Și uite așa se produce vindecarea energetică. Am zis, cineva trebuie să preia comanda, să studieze situația, cum să echilibreze, cum să aducă această dreptate, echilibru în relație. Posibil, da, leadership, autor,
unul va trebui să-l ghideze pe celălalt în această direcție, a dragostei, a spiritualității, a relației dintre voi doi. Pun o mică pauză ca să nu mai stăm până amestec eu cărțile. Ok, mi-am pus cărțile în ordine, haide să vă arăt un alt mesaj. Valetul de spade, semn de aer, mai mult sau mai puțin, dar e posibil. Cineva își dorește foarte mult să comunice. Și dragii mei, nu le-am așezat. Chiar pe bune așa au venit. Cineva vrea să comunice, să facă o declarație trăsnet că vă iubește. Da? Ei, dar să nu uitați că acest as de cupe înseamnă și vindecare. Vindecare emoțională și energetică, de aia și venit energy healing. Vă vede ca pe o regină și de fapt sunteți și regine. Vă vede ca pe o persoană stabilă, creativă sau se simt în preajma lor, în preajma voastră stabil. Această dragoste le dă stabilitate, creativitate. Asta pentru că văd fertilitate, văd iepurașul și monedele. Iar justiția, iar planete în justiție sau pur și simplu se echilibrează o situație care până acum a fost secret. Posibil la locul de muncă unii dintre voi sau că ar fi, să zicem, casa treia a prietenilor, a rudelor, fraților, surorilor. Da, se vede în continuare luna, secrete, trei de monede, poate a fost și un trio la un moment dat, poate chiar este pentru unii, iar secrete, marea preoteasă, o persoană foarte intuitivă, în continuare 8 de monede, iar locul de muncă, sau, eventual, cineva vrea să muncească, să depună efort pentru o relație stabilă. Pun pauză și iar revin. Ok. Amestec un pic cărțile și apoi vedem ce apare. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Leu, aprilie 2020. Leu, 2020, aprilie. Vai, ce mi-aș dori să se întâmple asta pentru toți cei care ascultați această etalare. Ia să vedem. Roata norocului. De bine. 3 de bâte. 8 de cupe. Wow! Trebuia să apară într-un fel diavolul. Asul de spade. 10 de cupe. Mai cineva obsedat sau... Hai să vorbim frumos. E poate prea dur în această poveste cuvântul acesta, obsedat, intoxicat cu dragoste, intoxicat de dragoste, nebunul. E nebun de dragoste. Ha! Iar semn de aer pentru foarte mulți. Poate că și voi aveți planete în semn de aer sau de apă, nu văd nimic, pământean, aer, foc, apă. Gânduri, instincte, dorințe și emoții. Mai. Da, o perioadă n-ați vorbit sau v-ați tratat cu răceală sau ceva n-a mers. 5 de monede. Dar, totuși, există acest... Wow, ce frumos! De la 5 se poate sări direct la 10. La 10 de ce zic? Pentru că este 9 și cu 1... 10. Dacă la un moment dat cineva, bine, semn venusian, dar are o atitudine foarte leonină, o persoană blonduță, mai mult sau mai puțin, nu e obligatoriu să fie, poate să fie și bruneta, da? O persoană mândră, frumoasă, cu reușite, ah, vedeți? Așa, cu reușite, eventual cu un mental foarte bun, primește, iai de mine, primește această ofertă, poate diferență de vârstă între voi. Posibil. Pentru unii ar putea bărbatul să fie mai tânăr, dar nu e obligatoriu pentru unii, da? Ideea este, am zis 9 cu 1, 10, ia uitați, dragii mei, ce se arată? 10 de monede. Deci chiar există acest potențial după ce? După 5. După 5, pentru că cineva își da seama că, de fapt, în momentul în care oferă ceea ce simte, exprimă ceea ce simte, se trece de la 5 la 6, la 6, iar balanță, 6 de monede, echilibru. Echilibru, dragii mei. După 10 de bâte,
Înseamnă că a fost obositoare perioada asta, chinuitoare, epuizantă. După 10 de monede apare 3, da, se încheie, ia uite, cineva, eventual acest semn de aer s-a simțit trădat, rănit, wow, izolat, din cauza unor discuții, conflicte. Poate voi aveți tendința să fiți un pic mai, că asta e cartea leilor, da, mai, mai centrați. Self-centered, da? Să nu zic altfel. Poate aveți această tendință. Considerați că vi se cuvine atenție și v-ați obișnuit ca oamenii să vă iubească, să vă acorde atenție. Adică mi se pare ceva normal dacă ai planete sau poziție ceva în leu. Adică nu vă supărați. Măi, cei cu planete în leu de care ar fi au nevoie de atenție. Dar trecând peste aspectul ăsta, hai să vedem și altul. Există posibilitatea, da? Să aveți victorie în această poziție, în această poveste, în această poveste. Wow! Să vă împliniți destinul. De fapt, această întâlnire să fie o întâlnire de destin, da, pentru unii poate să fie vărsător, dar nu e obligatoriu, poate să fie și balanță, poate să fie și gemeni, mai mult sau mai puțin. Ia, uite! Și să vă împliniți o relație stabilă, să creați o relație stabilă și să vă împliniți acest vis. E un vis de o familie fericită, da? Da, și veți fi dispus să luptați. Iar apare regele de spade, care a tot așteptat. Regele de spade, semn de aer, a tot făcut sacrificii, dar acum vrea să vorbească, să-și exprime ce? Pasiunea, atracția. Hai, da, ce poveste, numai aici la capătul. Emoțiile. Și să pună capăt, ce wow! Nu, chiar să vorbească, vă consideră persoana, nu pune capăt la nimic, discută. Când regina de spade exprimă, ia uitați-vă ce urmează, Doamne, deci n-am văzut asemenea etalare de mult. Când regina de spade exprimă așa ceva, vă dați seama că vine ca un trăsne și s-ar putea, chiar dacă vrea să exprime, că e regină, că e rege, da? Chiar dacă vrea să exprime dragoste, o relație stabilă, această mare dragoste, asta să nu regele de cupe, mare dragoste. Poate aveți planete în semn de apă, unii dintre voi. Ia, variază. Ideea este când regina de spade sau regele de spade fac asemenea declarații, s-ar putea să fie șocante. Șocante, cel puțin șocante, dragii mei. Pentru că, în general, semnele de aer, în general, spun, depinde ce planetă aveți, n-au obișnuința de a comunica emoțiile. Și nu degeaba s-a văzut mai devreme, dați în urmă, turnul. Turnul. Wow, ce etalare! Nici n-aș mai vrea să o clarific, da. Prima săptămână, să zicem, prima săptămână marcată, să zicem, și de trecut de martie. Roata norocului, oricum, întâlnire de destin, ați simțit, deja știți. Dacă nu, o să vi se confirme tot ce se va mai întâmpla, o întâlnire de destin. Ăsta e Jupiter, Jupiter într-un fel sau altul va aduce această întâlnire. Și posibil că unii dintre voi sunteți într-un trio, că evident trei de bâte poate să exprime și așa ceva, dar la un moment dat veți renunța într-un fel sau altul la o relație, poate sunteți deja pe cale să renunțați și să luați această bâtă să mergeți mai departe. Simt că la un moment dat cineva a încercat să se detașeze emoțional, voi posibil și cineva vă așteaptă ca să facă această declarație, pentru că se gândește tot timpul la voi. Posibil această persoană care vă așteaptă, bărbat, da? Nu sau mai puțin, dar nu e obligatoriu, poate să fie și femeie. În fine, această persoană care vă așteaptă să vadă viitorul cu alți ochi după întâlnirea cu voi, da? Jupiter simte optimism în preajma voastră, simte stabilitate, da, o zic, chiar dacă știu că nu arată nicio carte aici, dar știu eu de ce zic. Simte stabilitate, simte că în preajma voastră au noi șanse, oportunități în zare. Voi sunteți șansa lor la fericire, la 4, ce urmează după 3, 4, vă așteaptă pe voi. Să exprimați și voi, măcar un pic, din ceea ce simt ei pentru voi. Cineva a încercat să se detașeze emoțional, dar
Cu cât s-a detașat, cu atât mai rău s-a intoxicat de gânduri. Valetul de spade, 8 de spade, se simte încarcerat în aceste chinuit, da? Torturat de gândurile pentru voi. Vă așteaptă, ia uite, vă așteaptă să formați acel 4 de băte și 4 de băte iar este simbolul leului, da? 4 pentru mine e număr stabil și leu este semn stabil, este semn fix. Își dorește o casă cu voi. Sau poate invers, întotdeauna luați etalarea și invers. Eu acum vorbesc despre cum simt, dar poate să fie chiar invers. Poate și voi, într-un fel sau altul, vă doriți acest lucru. Și trebuie să recunoașteți doar, doar atât. Wow! Și undeva pe la jumătatea lui aprilie, cofi jumate, cofi început, cofi sfârșit, iar nu contează, cofi aprilie, cofi mai, iar nu contează, energia s-a arătat acum, dragii mei. Da? Poate persoana are planete în Capricorn și a fost poate prea mândră. Posibil, cum am spus, să fie și un trio care, teoretic, de la acest diavol, să riscați și să luați de la zero. Ori voi, ori ei. Adică să renunțați, cum am zis mai devreme, la trio și să vă concentrați pe voi și pe următoarea persoană. Așa. Pe următoarea relație. Eventual, da, îi așteptați pe ei și ei au o bâtă. Acest semn de aer are o mare, mare dragoste pentru voi. 10 de cupe. Poate și semn de apă. Iar variază. Nu contează. Aer, apă. Poate are planete pe acolo. Iar, nici asta nu contează. Dar acest valet de spade, persoană destul de tânără, este într-o stare de euforie. Dacă ia droguri, e treaba lor. Eu cred că se droghează. Doamne, ce cuvinte îmi vin! Cu imaginea voastră, cu ceea ce simt în preajma voastră, cu visele pe care și le fac pentru voi, și asta e intoxică. Și nu doar. Se intoxică și cu gânduri. Dacă nu iubiți, dacă nu o să meargă bine, dacă nici nu-i observați. Deși, evident, își doresc foarte mult să fie observați. Pe la sfârșitul lui aprilie apare nebunul, 8 de spade și asul de spade. Cofi la jumate, cofi la sfârșit, această declarație, se simte tensiunea, se simte, bănuiesc că o vedeți și voi, da, din cărți, cum cineva simte foarte profund, e euforic și își face griji. La un moment dat, își va face curaj. Asul de spade reprezintă curaj. Semnele de aer sunt foarte curajoase. Sau cei care au planete în semnele de aer devin foarte determinați. Au acest mental foarte puternic. Dom'le, am hotărât cu tare? Îl fac. Am hotărât să declar dragoste? Declar. Am hotărât să declar război concurenței, dacă e un trio, îl declar. Și lupt pentru persoana dragă. Da? Pot fi foarte determinate în a cuceri. Și știți bine că aerul cu foc, într-o formă sau alta, dă bine. Și repet, nu e obligatoriu să aveți soare, puteți să aveți orice altceva. Venus. Lună. Cineva va renunța. Va ieși. Va ieși în aceste griji și va dori să exprime. Iar exprimare directă. Te iubesc. Te iubesc. Și gata. De acum încolo, suntem împreună. Nu știu cum va fi. Îmi povestiți voi. Vă rog frumos. Chiar ar fi frumos. Să știu că v-am pregătit un pic pentru ce urmează. Wow. Ia uite. A stat într-un eric. Poate că a stat într-o relație care nu vă priește. Și ați învățat, da? V-ați ridicat spiritual sau urmează. Oricum, sau urmează să vă ridicați spiritual după ce puneți punct, da? Încheiere, să zicem. Completare, încheiere.
unei situații destul de sumbre. Aveți curajul să mergeți, wow, ce frumos, către aventura vieții voastre, cu inocență și cu creativitate și să ieșiți din starea de vină. Poate ei, dacă nu voi, poate ei. Din starea de vină, de stres. V-am zis, dacă cumva ziceți că Ela, nu sunt eu aici, o fi altă persoană sau dacă simțiți că tocmai povestesc despre voi și mai și. Și mai și. Clarificăm. Leu, soarele nu vine să ascendent. Nodul nord. Așa, văd, așa, văd. Ia să vedem. Wow, semn de aer. S-a ținut în control acest personaj. V-am zis. Control mental. Aici, teoretic, ați fi voi sau poate ei văd aceasta, cum am zis mai devreme, au viziune despre relația dintre voi doi. Voi doi sunteți puternici, ați trecut prin multe și puteți să ieșiți la liman. Da? Puteți ieși la liman împreună. Au curajul și voi și ei. Iar apare. Da? A vrut să se arate această. Eu aș descrie-o ca pe o lipsă de perspectivă. Cineva a vrut să plece, probabil a fost copleșit oarecum de situație, într-o formă sau alta, a încercat să se detașeze și unde a ajuns? În întuneric, mai rău. Mai rău. Dacă a fost un trio, cine a stat într-o variantă nepotrivită, s-ar putea să-și întoarcă privirea către persoana care inspiră, că e Jupiter, da? Inspiră dragoste și inspiră curaj și inspiră înflorire. Ah, ce frumos! Măi, dragi, am zis că nu e obsesie, e intoxicare cu dragoste. Wow! Corfi și planete pe gemeni, iar, posibil, îndrăgostiții. Dar ce frumos, dragii mei, dacă la un moment dat a fost un trio, cineva s-a dus cu o altă persoană ca să uite, ca să nu se mai gândească, să nu mai să țină în control această dragoste, aceste emoții. La un moment dat se va renunța, zic eu, așa simt, se va renunța la acel trio și trio va fi format dintre voi doi și divinitate. Divinitatea va aduce împreună. Eu așa simt. Vedem cum se așează cărțile. Comparație, da, se va fi comparată persoana și se va simți vinovată. Că sunteți voi, că sunt ei, unul dintre voi care a fost într-un trio se va simți vinovat. Că nu a recunoscut dragostea care există în această poveste, în această situație. Nu pot să dau nume, da, evident. Voi știți mai bine. Inocența. Ce frumos nebunul și inocența. Mai, dragostea ne ajută să ne regăsim această latură. Și prin inocență ne conectăm la Dumnezeu, la emoții. Ia uite, iar a vrut să se arate, masterul, profesorul spiritual. Învățați, învățați din acest stres mental. De fapt, asta înseamnă, da? Profesorul spiritual reprezintă învățătură, da? Și posibilități. Posibil acest semn de aer vede posibilități cu voi. A alege sau, eventual, voi, dacă aici sunteți voi, îi alegeți pe ei. Teoretic, așa ar fi. La capătul set, nu, în continuu. Ah, ce frumos ar fi prin mai, manifestare, existență. Intrați într-o nouă existență în această relație. Soi de magician. Aveți 9 de cupe, iar 9, 10. Vă simțiți bine împreună. Iar semn de aer, eventual, regina, moralitatea și controlul, dar regina de spade. Iese din această cușcă mentală și înțelege situația dintr-o altă perspectivă. De ce să stai în cușcă? De ce să stai cu un om pe care nu-l iubești, cu un bărbat, femeie, în condițiile în care tu știi că există cineva în viața ta pe care, față de care ai sentimente profunde? De ce? De ce să te minți? Înțelege că s-a amânat niște lucruri, că au fost, da. E, și acum aveți altă viziune. La capătul setului de cărți, durere.
Cineva suferă, suferă foarte mult, dar trebuie să lase această suferință. Da? Slow down, dragii mei, de două ori a apărut. Slow down, renașteți, încetiniți, renașteți, că sunteți voi, că sunt ei. Dacă sunteți într-o relație care vă aduce suferință sau nu vă aduce satisfacții, lăsați-o în pace, renașteți și orientați-vă către cine vă iubește. Pentru către cine vă iubește. Ia uite, 2-2. Cu răbdare, cu răbdare se va manifesta, se va manifesta și această relație. Cam aceasta ar fi etalarea, dragii mei. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Mai! Și nu uitați că cineva vă iubește și dacă vă iubiți pe cineva, exprimați. Și ce mai vreau să mai zic? Și nu vă fie niciodată jenă să exprimați aceste cuvinte, că sunt cele mai puternice. Și dacă încă n-a venit persoana și e vibrația undeva într-un alt nivel, urmează să vină, dar știți când va veni, când vă veți spune și voi înși vă că vă iubiți. Iubiți-vă ca să fiți iubiți. Deci, vă iubesc, dragii mei, și se pare că și noi suntem iubiți și e minunat. Vă pup numai bine, dragoste, pace, creștere spirituală și protecție divină. Pa!